Salutare și bun venit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi o să avem un invitat special, stăm de vorbă cu Stoichi, care are un canal de YouTube dedicat motociclismului și o să ne povestească cum să te protejezi în momentul în care conduci o motocicletă și la ce trebuie să fii atent. Hai să vedem! Ai nevoie de o poliță RCA? Atunci intră pe Ritter.ro, completează datele, alege societatea de asigurări pe care ți-o dorești, plătește cu cardul, polița ți se livrează pe e-mail și ulterior prin curier. Simplu și rapid. Cum vă spuneam, astăzi suntem cu Stoichi, are un canal de YouTube. Salut! Salut! Și având în vedere că eu mă ocup cu asigurări și îmi place să studiez riscurile, astăzi o să-l întreb pe Stoichi cum poți să te protejezi în momentul în care vrei să devii motociclist sau dacă ești motociclist, poate ai ceva de învățat de la el. Păi, în primul și în primul rând, când vine vorba de toată protecția asta pe motor, hai să o luăm cu echipamentul, nu? Că ăsta mi se pare cam da, primul exact, pas. Păi, prima și prima dată e echipamentul. Trebuie purtat indiferent de condiții, că e cald, că e frig, că transpirați, că așa mai departe. E necesar pentru că mai bine transpirați un pic în plimbarea aia decât să veniți înapoi juliți acasă. Și ce recomand Te referi la echipament, cască, mânuși, da, tot, geacă, tot. Pantaloni, nu? Și bocanci. Adidas, da. Bocanci. Până la urmă, echipamentul complet. Cât poate fiecare după buget. Acum că e vară și vrei să te plimbi prin oraș, nu o să mergi în combinezon full de piele, mai mult mai bine îi să ai o armură sau ceva aerisită. Dar asta și alege până la urmă fiecare. Da, cred că tot cu geacă e cel mai bine, că na, armura aia nu te protejează și pe mâini, știi, îți dă coate, nu din ce știu eu, umeri, spate, față. Da, este. Și restul e plasă cumva, da, nu? Da. Da, dar zic o alternativă pentru o plimbare scurtă prin oraș. Da, așa rapidă, dar tot e periculos, da, știi? Da, tot mai bine un echipament complet de piele, da? Da. Fiecare până la urmă alege. Da, corect. Și ce... Oricum la drum lung e obligatoriu. Asta, da. Costumul sau, mă rog, din două piese din piele. Da. Că până la urmă și să nu ai incidente, că și vântul ăla devine deranjant de la un punct. Da, și eu când mergeam cu motocicleta... Poate să-ți sară o piatră de la cel din față. Da. Știi? Da, sau... Și la viteza aia te rănește destul de tare. Da, sau albine, bondar, diferite insecte. Sau albine, exact. Da, așa e. Adică pe motocicletă, orice e mai periculos de cel puțin 10-15 ori decât cu mașina. Da, exact. Numai puțin nisip sau pietriș sau pete de ulei cât de mult fac pe motor față de o mașină. Da. Și ce sfat am vrut eu să dau și mi se pare foarte important... dacă vă gândiți să vă apucați de motociclist, să vă cumpărați o motocicletă, să faceți școală, așa mai departe. Primul și primul punct pe care îl recomand eu e să luați echipamentul. Pentru că toată lumea își cumpără o motocicletă și lasă că din ce rămâne iau eu și o cască și așa mai departe. Da, o ia invers. Da, exact. Ar trebui teoretic să iei echipamentul și din ce rămâne să iei motorul. Da, pentru că echipamentul te poate salva. Da, exact. Știu că m-am uitat undeva la niște statistici și, nu știu, la viteză sau nu știu exact, echipamentul din textil poate să ia foc, pe când ăla din piele nu, corect? Da. Sau mă înșel? Da. Da, deci echipamentul din piele e mult mai protectiv. Da, și la abraziunea cu asfaltul rezistă mult mai bine decât rezistă textilul. De obicei aici știi cum e, trebuie să rezisti odată și bine. Da, exact. Că după aia oricum le schimbi. Da, numai că din păcate foarte multă lume umblă cu echipamente din piață de vechituri sau second hand-uri sau așa mai departe. Unele dintre ele uzate la maxim, altele chiar căzute.
Și nu știu câte mai apără, de exemplu, o cască care a luat-o deja un impact. Da, așa e. Mă uitam tot așa la niște statistici de la cei care fac căștile Schubert. Da. Cred că sunt nemți și sunt destul de premium. Da. Spuneau că dacă a avut o dată impact casca, e bine să o schimbi. Da, exact. Așa e la toate. Da? Da. Eu am văzut la ei, au postat un clip pe YouTube și m-am uitat. Teoretic, dar așa probabil fi... că e o recomandare de la toți producătorii de căști. Da, 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 da. Da, pentru că au stratul exterior până la urmă și după vine stratul care absorbe impactul. Și odată ce ai luat impact, stratul ăla se subțiază, pentru că deja și-a făcut treaba odată. Și n-ai de unde să știi la al doilea impact cât de bine își mai face el treaba. Și tot așa, casca să fie exact pe măsura ta, nici prea mică, nici prea mare, că poate să-ți sară din cap în momentul impactului. Da, chiar despre asta am vorbit în ultimul clip pe care l-am postat. Exact despre casca. Ok, cum îți alegi casca, nu? Da. Am înțeles. O să-l iau și o să-l pun aici pe ecran, bun, în cazul în care e cineva interesat. Și pe lângă toată faza cu echipamentul, mai contează până la urmă și cum te comporți tu în trafic. Pentru că cu tot echipamentul din lume, cu 200 prin oraș, nu ești protejat de mare lucru. Sau dacă te dai numai pe o roată. Da, exact. Da. Adică cât să te salveze dacă tu ești teribilist? Da. Da, exact, aia am vrut să spun. Ideea e că, na, eu nu mă bag printre mașini, de exemplu, decât așa rar, că poate să-ți deschidă unul ușa în față sau să ia dreapta imediat sau... Da, știi? Da, da. E cumva nu ai voie, nu, din ce știu eu. În România, din câte știu, ai voie. Ai voie să te bagi printre mașini? Da. Am înțeles. Parcă auzisem undeva că au schimbat legea și că nu mai ai voie să te bagi printre mașini. Eu, din câte că, practic, e vehicul și ar trebui să stea spate în spate. Și nici doi motocicliști n-au voie să stea pe aceeași bandă, nu? Parcă așa văzusem undeva. Asta nu știu, dar la semafor mă gândesc că n-ar fi o problemă, de exemplu. Pentru că până la urmă ocupă locul unei mașini. Da, da, da. În mers, spuneam eu că zicea că nu au voie să stea doi pe aceeași bandă. Oricum, dacă nu te cunoști foarte bine cu omul cu care mergi, nici n-aș prea recomanda să faci asta. Da, că nu știi cum ia el, da, virajul. Da, ocolește o groapă, știi? Ceva. Ideea e că, practic, cu motocicleta, practic e dreptul tău să folosești toată banda. Da. Da, dar mulți nu înțeleg chestia asta. Da, așa e. Așa e. Că, na, într-o curbă ai văzut că poți să iei mai larg sau mai strâns sau... E diferit. Da, numai că, de obicei, oamenii din spate cu mașină sau cu orice ar fi, când te văd foarte pe margine, nu se gândesc că tu te pregătești de o curbă sau de o anumită manevră. Ei se gândesc, bun, am timp să depășesc. Da, așa e. Așa e. Deci, sunt o grămadă de discutat. Problema e că încă... La noi, în România, mi se pare că lumea nu s-a obișnuit complet cu motocicliștii. Da. Pentru că cele mai multe accidente, până la urmă, se întâmplă primăvara, când lumea se reobișnuiește cu motocicliștii. Și nici nu mi se pare că șoferii de turisme dau o atenție sporită motocicletelor sau scuterelor. Da. Adică îi tratează un pic cu superioritate. Așa mi s-a părut mie. Ideea e că... Na, eu nu mai merg cu motocicleta din lipsă de timp, am vândut-o, știi? Da. Dar știu cum era atunci, știi? Adică, nu știu, îi deranja că eram primul la semafor. Da, da, da. Înțelegi? Că de ce merg, mă las pe o parte? Păi ei nu știu că așa e cu motocicleta când e curbele trebuie să te lași. Eu sunt de părere că încă lumea nu prea e obișnuită cu noi și cu ce înseamnă motocicletă și cum se conduce până la urmă motocicletă. Pentru că niște campanii din astea ar trebui făcute de conștientizare la nivel de toată România. Până la urmă se pot face oricâte, dacă domnul care intră într-o intersecție nu se uită, e egal cu zero. Da, 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 exact. Adică și eu când am făcut școala moto, mi-a zis, băi, primul lucru, tu trebuie să ai grijă de tine pe motocicletă. Da. Deci nu e ca la mașină unde te lovește ăla, mai poți să scapi, mai... Nu. Aici absolut orice poate să fie fatal. Da. De exemplu, am mers, era mai la început, acum vreo 10 ani, cam așa, 9 ani, și
am văzut o pată neagră așa pe asfalt, dar am zis aia, o fi o mică baltă, știi? Era ulei. Și mi s-a dus motocicleta de fund așa, știi? Da. Deci efectiv, nu știu, deci m-am speriat atât de tare și am dat cu călcâiul jos în asfalt, m-a durut călcâiul vreo 10 zile, dar n-am căzut. Da, da, da. Știi? Dar era o pată, nu știu, mică, așa era. Știi? Da, că foarte ușor. Nu te gândi că era o baltă, era o pată și am zis că e o baltă mică, știi? N-aveam unde să mă bag, că erau mașini stânga-dreapta și într-o parte unde puteam să mă bag era o groapă și am zis, a, o iau drept. Dar am luat-o drept, adică nu te gândi că am mișcat din ghidon sau ceva. Și efectiv a început motocicleta să derapeze. Da, fiind două roți, mult mai ușor fuge de pe drum la orice, și la nisip și la orice. Și un pic de praf, da. Știi? Tot așa m-a învățat cineva, un motociclist, niciodată să nu merg în dreapta drumului, unde se strânge praful de nisip acolo, știi? Da, da, da. Mi-a zis să încerc să merg cât mai mult pe centru. Da, către ax. Da, exact, către axul drumului. Știi că acolo poate să nu fie praf, pietricele. Da, și la fel pe mijlocul benzii. De exemplu în oraș, la semafoare și așa. Mai scurge de la mașini, antigel, ulei, mai știu eu, și ăla se ia pe roți. Da. Și poate și ăla să derapeze. Da, 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 alea toate sunt riscuri. Da. Riscuri care e bine să le știi și să le eviți. Da. Pe motocicletă. Știi? Da. Până la urmă și o rafală de vânt te poate da jos. Da. Da, acolo așa. Și când mergi între două camioane, ai văzut un camion, un cap tractor care vine spre tine și unul care e prin dreapta ta, să zicem că ești pe două, sunt două benzi pe un sens, știi? Da. Ai văzut că, să zicem, ai 100 la oră, îți dă o rafală de aia de vânt în piept, dar de, te oprește la 50. Da, da, da. Îți cade viteza, ai văzut ce... Sau am pățit-o odată tot așa, mergeam și era câmp deschis și efectiv m-am mutat de pe banda 1 pe banda 3. Așa am pățit și eu, pe pod, cu vântul. Da, dar deodată. Da, și iarăși adică pe... trebuie să ai mare grijă. Pe autostrăzi, la depășirea tirurilor sau când tiruri te depășesc și acolo se simte foarte nasol pentru că acolo și vitezele sunt mai mari. Da, și da, până da, la urmă, da, la exact. O viteză de 130-140 simți și o mașină când te depășește. Da. Chestii pe care în mașină nici măcar nu bași de seamă. Nu simți fiecare rafală de vânt, fiecare insect, nu simți chestiile astea. Da, dar o piatră, da, la viteza aia, ai văzut că o simți ca un glonț. Da. Când îți lovește casca sau te lovește în umăr sau... Efectiv ca un glonț o simți. Adică dacă n-ai avea echipamentul, sigur ți-ar face rană. Da, e clar. Și bă, bondarul simți, se aude tare când te lovește la viteza aia. Da, sau albinele care... Intră, eu am pățit, mergeam cu viziera ridicată prin oraș și mi-a intrat da, albina, și asta e o greșeală. Mi-a intrat albina, da. Și s-a prins între obraz și buretele de la cască. Și a stat acolo și a tot împuns până a murit. Da, dar gândește-te că poate să-ți intre în ochi. Da, sau în gură. Sau în gură, da. Adică nu e bine să mergi cu viziera ridicată, că poate să-ți intre orice acolo. Da. Și îți dai seama, dacă ai viteză, cât te zbați tu și încerci te-a luat panica, știi, poți să faci accident sau să cazi de pe motocicletă. Da, că te distrage foarte mult. Asta încercăm să explicăm cu acest clip celor care se uită și vor să se apuce de motociclism. Ideea e că este foarte periculos și trebuie să ai o atenție sporită de 10-15 ori mai mare ca la mașină. Acum, din ce știu, nici nu mai poți să-ți iei permisul de A decât la 21 de ani, nu? 24 sau 2 ani de experiență de A2. Așa. Așa, da. Asta e un lucru foarte bun. Da, pe vremea mea puteai să-ți iei A-ul de la 18 ani și să n-ai B-ul. Da. Și sfatul meu este să-ți iei B-ul mai întâi și după A-ul. Că înveți, na, anticipezi mișcările mașinilor, te ajută foarte mult. Adică pe mine cel puțin unul m-a ajutat să am 9 ani de experiență de B și după să-mi iau A-ul. Decât să-ți iei A-ul din prima când nu știi cum stă treaba cu traficul, cu accidentele, cu... Nu? Eu am început direct cu A-ul, am făcut A1 la 17 ani, după A2 la 18 ani și anul trecut la 20 am făcut A-ul mare și anul ăsta am făcut B-ul.
Deci am luat-o fix invers. Am pornit, ai luat-o invers. Da, am da. Pornit de la cele mai mici la moto ca să ajung la mașină. Uh-huh, uh-huh. Dar tot e bine că ai început cu categorii. Da. Adică nu ți-ai luat, nu ți-ai luat AU din prima și ți-ai luat motor 2000. Da. Știi, ai început cu scooter, nu? Cu un chopper de 125. Ah, ok. Păi la 17 ani puteai să-ți iei A1? Da, de A1, 125? Până la 125. Ah, ok, ok. Da, da, să știi că și 125 e destul de fâșneț așa pentru prima motocicletă. Păi da. Că am făcut eu tot așa, școala am făcut-o pe 125, mi se pare. Uh-huh. Păi 100-120 da. Prinde sigur. Una de 125. Da. A, da, că cele de 50 de centimetri cubi prin 50. Da. Scooterele. Da, 45-50. Bun, ok, cam ăsta e clipul. Dacă aveți întrebări despre motociclism, despre echipamente, despre orice legat de acest subiect, puteți să le puneți în rubrica de comentarii mai jos și eu o să le redirecționez lui Stoichi și când are timp o să intre și o să vă răspundă, poate și cu niște link-uri dacă întrebați de echipamente. Da. Dacă ți-a plăcut acest clip, dă-mi și mie un like, un share, să vadă și prietenii tăi această informație. Abonează-te la acest canal, în cazul în care nu te-ai abonat, apasă acolo pe clopoțel pentru că vei fi primul care primește o notificare în momentul în care postez un nou clip. Abonează-te și la canalul lui Stoichi Moto Vlog, o să-l las aici pe ecran. Îți mulțumesc că ne-ai urmărit și până data viitoare să ne vedem cu bine. La revedere!